În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Frați creștini, și așa suntem în perioada examenelor, examenul de capacitate, examenul de licență. Îndată sunt și examene pentru admitere la liceu. Și Evanghelia de astăzi este un examen pentru noi. Este o Evanghelie cu cuvinte grele, este o Evanghelie față de care ar trebui să ne punem întrebări foarte serioase, ca de altfel orice cuvânt din Sfânta Evanghelie până la urmă. Evanghelia nu este numai ca să ne mângâie, nu este numai ca să ne oblojească rănile, nu este numai ca să ne fie sprijinitor în vremurile în care suntem încercați. Evanghelia este și o oglindă în care ar trebui să ne reflectăm viața noastră. Nu atât ceea ce spunem, ci mai ales ceea ce trăim, trebuie să fie verificate cu cuvintele Evangheliei. Iar astăzi, cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos ne interpelează, ne întreabă și ne zic cam așa: voi cu cine sunteți? Voi de partea căruia sunteți? Voi cui slujiți? Sau până la urmă, voi chiar credeți în mine? Voi chiar credeți în Dumnezeu? Dar nu numai așa din gură, nu numai așa că ne-am înscris la recensământ, ci într-adevăr, din felul cum gândiți, din felul mai ales cum viețuiți, voi credeți în mine? Credeți că eu v-am făcut? Și mai mult decât atât, credeți că eu vă sunt tată? Credeți că eu vă sunt purtător de grijă? Credeți că viața voastră contează pentru mine? Acestea sunt întrebările lui Dumnezeu pentru noi din cuvintele Evangheliei de astăzi. Mai ales în partea a doua zice: priviți la păsările cerului, că ele nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare. Și totuși Tatăl vostru cel din ceruri le hrănește pe ele. Oare nu cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Dar hai să lăsăm păsările deoparte, să ne uităm la florile câmpului. Priviți la ele, priviți la crinii câmpului. Că ele nici, florile nici nu torc, nici nu țes. Și totuși Dumnezeu le îmbracă atât de frumos, nici Solomon nu s-a îmbrăcat așa cum sunt aceste florele câmpului. Și dacă pe ele, de ele Dumnezeu are așa de mare grijă, oare nu cu mult mai mult va avea grijă de voi, puțin credincioșilor? Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este, și mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Și în câteva cuvinte aș vrea să vă vorbesc astăzi despre Dumnezeu ca purtător de grijă pentru om și pentru lume. Nu-i suficient să credem că Dumnezeu ne-a făcut pe noi și lumea întreagă. Credința desăvârșită este și în Dumnezeu care pe mai departe lucrează în lumea pe care El a făcut-o. Adică, Dumnezeu nu ne-a făcut și după aceea ne-a lăsat de izbeliște. A zis: descurcați-vă, eu mă retrag în cerul meu, cu îngerii mei, cu sfinții care mă laudă, îmi este bine, voi descurcați-vă. Aceasta este o erezie, să credem în acest fel. Nu. Dumnezeu și după ce ne-a făcut și după ce a dat în lume legi prin care ea să ființeze, să meargă mai departe, Dumnezeu pe mai departe și El însoțește mersul lumii și mersul fiecăruia dintre noi cu purtarea Lui de grijă, care se numește în limbajul bisericesc pronia lui Dumnezeu sau providența divină.
Este de mare însemnătate să avem și credința aceasta, pentru că numai un Dumnezeu purtător de grijă este un Dumnezeu iubitor de oameni care se îngrijește de fiecare dintre noi. Un Dumnezeu care nu mai lasă lumea să se conducă după niște legi pe care tot El l-a făcut, este un Dumnezeu care nu-i pasă prea mult de lume și de oameni. Și cu atât mai mult Dumnezeu trebuie să se implice astăzi în felul cum merge lumea și în felul cum viețuiesc oamenii, pentru că și lumea, dar mai ales oamenii, s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și împotriva legilor Lui. Și Dumnezeu, dacă n-ar sta El să vină și să corecteze faptele oamenilor, neatențiile lor, răzvrătirile lor, aberațiile lor, lumea aceasta ar fi un haos total. Și așa mai este haos. Și așa câteodată ne punem întrebarea, văzând în istorie și văzând în, nu numai în istoria trecută, și în istoria prezentă, dar oare chiar lasă Dumnezeu să se întâmple așa, numai după cum vreau, vor oamenii? Nu v-ați pus întrebări de felul acesta? Unii au spus și au ajuns chiar la necredință, au pus la îndoială însăși existența lui Dumnezeu. Cum se poate un Dumnezeu bun să îngăduie să se întâmple atâtea rele? Oare le-a dat Dumnezeu acestea? De ce suferă copiii nevinovați? Cu ce-i de vină ăla micu? Cu ce-i de vină să fie un copil de 2 luni, cel mai tânăr caz de copil care să aibă cancer, este un copil la 2 luni? Cu ce au fost vinovați copiii aceia peste care, sau oamenii nevinovați peste care au venit bombe? Și așa mai departe. De ce suferă omul drept? De ce parcă la o primă vedere cei care sunt mai departe de Dumnezeu, parcă le-ar merge mai bine decât unora care sunt mai aproape de Dumnezeu? Toate acestea sunt întrebări care într-un fel ne pun la încercare credința în Dumnezeul nostru. Mai este Dumnezeu purtător de grijă? Mai are Dumnezeu treabă cu lumea aceasta? E bine, răspunsul Evangheliei de astăzi și al întregii Sfinte Scripturi este că da. Lui Dumnezeu îi pasă de lumea aceasta. Însă Dumnezeu este mâhnit, pentru că trebuie să se comporte, știți cam cu ce ar trebui să se comporte Dumnezeu? Ca un GPS. Cei care sunteți conducători auto, știți că dacă vă puneți o destinație anume și nu respectați drumul pe care vi spune GPS-ul, el trebuie să spună recalculăm. Reconfigurarea traseului. Așa face și Dumnezeu săracul. Vine și corectează din urmă toate nebuniile noastre. El ne-a pus o destinație, a pus lumii acesteia un țel, un scop, unul imediat și unul pe termen lung. Noi n-am ascultat de El și nici acum nu ascultăm de El și atunci Dumnezeu trebuie să vină din spate și să corecteze toate cele pe care noi le facem împotriva legii Lui și împotriva voii Lui. Mai mult decât atât. Însă și legile firești pe care Dumnezeu le-a pus, care să chivernisească mersul lumii, au fost deturnate într-o anumită privință tot de nebunia omului. Și noi ne mai punem întrebări de ce suntem bolnavi. Pentru că noi intervenim în legile pe care Dumnezeu le-a pus, care sunt bune și bune foarte, așa zice la Cartea Facerii, după fiecare zi. Dumnezeu a privit și a văzut că lucrurile sunt bune și foarte bune. Păi nu-i firesc, oameni buni, să mâncăm căpșuni iarna. Nu-i firesc. Nu-i firesc să avem toate recoltele de 5 sau de 6 ori mai mult decât era în chip firesc atunci când semănam, când aram, când pliveam cu mâna. Nu! Acum trebuie să fie totul perfect. Dăm cu insecticide, cumpărăm semințe care sunt modificate genetic.
Ploaia nu trebuie să vină numai atunci când Dumnezeu zice. Avem în Cartea Psalmelor cuvinte minunate cum Dumnezeu trimite ploaia atunci când știe El că trebuie și trimite zăpadă atunci când știe El că trebuie. Nu! Acum sunt experimente prin care omul cu puterea lui vrea să facă ploaie și vrea să împrăștie ploaia. Păi aceasta e răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Acesta este un fel de a spune lui Dumnezeu, n-avem nevoie de tine. Stai acolo, că noi ne descurcăm singurei. Avem răspuns la toate lucrurile. Și când Dumnezeu, din milostivirea Lui cea mare, a venit și ne-a dat un tratament pentru o boală care era considerată incurabilă, mult timp, dacă vă aduceți aminte, tuberculoza sau TBC-ul, era considerat o boală din care se murea, nu se mai avea ce să se facă. Și Dumnezeu a descoperit tratament pentru tuberculoză, dar noi n-am știut să-i mulțumim lui Dumnezeu. N-am știut să ne plecăm în fața lui și să spunem, din cauza noastră sunt atâtea boli, din cauza faptului că sunt oameni săraci, alții sunt bogați, de asta se îmbolnăvesc oameni tuberculoze. Și atunci ce s-a mulțit? Uitați-vă acum că aproape din 5-6 oameni, cel puțin unui bolnav de cancer. Și nimeni nu-i dă capăt la boala aceasta. Oare n-ar putea Dumnezeu, în înțelepciunea Lui cea mare, să lumineze pe cineva și să-i spună, uite, ăsta e tratamentul, vindecați-vă. Și ar putea Dumnezeu să o facă și poate o să o facă. Nu știm când și nu știm dacă. Dar dacă noi tot ne răzvrătim și ne punem împotriva lui Dumnezeu, cum să lucreze săracul Dumnezeu cu lumea noastră? Noi să fim credincioși Scripturii, iubiți credincioși, să credem în cuvintele Lui, să credem că El, dacă a spus că niciun păr din capul vostru nu cade fără știrea mea, apoi Dumnezeu nu-i mincinos. V-ați numărat vreodată părul din cap? Nu cred că l-a numărat cineva. Păi Dumnezeu știe câte avem în cap. Fire de păr. Și mai este o rugăciune, cred că la taina Sfântului Mastus, care zice că tu, cel ce cunoști pe om, încă din pântecele maicii sale, de atunci ne știe Dumnezeu. Nu tata și mama singuri ne-au adus pe noi pe lume și Dumnezeu și-a dat seama că am venit după aceea. Nu. De atunci, din iubirea binecuvântată și frumoasă a soțului și a soției, de atunci a venit și Dumnezeu și a spus, în ăsta pun și eu sufletul meu. Voi a spus trupul, carnea și sângele, dar vin și eu și pun sufletul meu. Și Dumnezeu nu se joacă, așa cum ne jucăm noi, cu viețile noastre și cu viețile copiilor noștri. Dumnezeu nu se joacă. Și atunci când dă o viață, Dumnezeu are un scop cu viața aceea. Vrea ceva de la omul acela, urmărește ceva cu omul acela, vrea să fie cu omul acela tot timpul vieții lui. Noi suntem aceia care îngreunăm lucrarea lui Dumnezeu. Noi stăm câteodată fățiși împotriva proniei lui Dumnezeu. Căci câteodată, parcă din adins lucrăm altfel decât vrea Dumnezeu. Toate lucrurile converg și parcă ne arată cam cum am vrea să se întâmple și cum ar vrea Dumnezeu să se întâmple. Noi nu. Taman invers facem, taman împotriva lui Dumnezeu facem. Și o mică paranteză aici, că Dumnezeu nu se joacă cu viețile noastre, ci când dă viață, vrea să meargă viața asta mai departe. E minunat acum să spunem în a doua zi după nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, cum noi ne batem joc de viețile noastre, mai ales de viețile copiilor nevinovați. Numai în orașul Suceava, în anul acesta, 2017, de la început și până acum, în luna iunie, au fost înregistrate 1000 de nașteri, binecuvântate nașteri, dar din păcate tot atâtea avorturi. Dumnezeu dă viața, noi luăm viața. Dumnezeu are grijă de toată lumea, noi nu. Noi ne facem mai deștepți ca Dumnezeu.
Și spune, păi nu se poate. Cât salariu am? Atât. Cât trebuie să cheltuiesc pe lumină, pe televizor, pe telefon? Atât. Cât mai rămâne? Atât. Cam câți copii pot să cresc cu banii care mi-au rămas? Atât. Ei, stop. Nu. Dumnezeu n-are dreptate, zice. Ce spui tu că ai grijă de păsările cerului? Lasă că știm noi mai bine decât tine. Ce spui tu că îmbraci crinii câmpului, florile câmpului? Lasă că eu știu mai bine cât costă un costumaș și cât costă să ții un copil la școală. De multe ori zicem cu gura că credem în Dumnezeu. Cu viețuirea și cu atitudinile noastre nu credem în Dumnezeu. Și Dumnezeu poartă de grijă, iubiți credincioși, și de viața noastră în momentele, cum să zic, în fapte foarte concrete, dar poartă grijă și de viața noastră și pe termen lung. Și măcar așa să credem în Dumnezeu, dacă nu totdeauna putem să vedem purtarea Lui de grijă imediată. De ce nu putem să vedem purtarea lui Dumnezeu de grijă imediat sau lucrarea Lui în lume? Pentru că nu avem ochi curați. Că a zis și Evanghelia de astăzi, dacă ochiul tău este curat, atunci tot trupul tău va fi luminat. Dacă lumina din lăuntru tău este curată, atunci vedem mai ușor felul cum lucrează Dumnezeu în lume. Deci odată că nu avem minte limpede, ochi curat, prin care să vedem cum lucrează Dumnezeu în lume. Iarăși, iubiți credincioși, nu vedem, nu simțim și nu trăim adevărul că Dumnezeu poartă de grijă datorită faptului că ochii noștri sunt orientați de cele mai multe ori numai pe orizontală. Și vedem lucrurile imediate și cele care țin de pământ și uităm că Dumnezeu în primul și în primul rând vizează viața noastră de dincolo, viața veșnică. Cât, dacă am compara anii vieții noastre pe pământ, cu toată veșnicia pe care Dumnezeu ne-o pune înainte, cât sunt aceia 70 de ani, 60 de ani, 50 de ani, față de cât Dumnezeu ne rânduiește dincolo? Și pentru Dumnezeu, importantă este, da, și viața noastră de pe pământ, și felul cum trăim aici, și felul cum viețuim, și cum ne hrănim, și ce facem. Toate sunt importante. Dumnezeu nu privește cu indiferență viața noastră de pe pământ, dar mai mult decât atât. Important pentru Dumnezeu este destinul nostru în veșnicie. Ce va fi cu sufletul acesta dincolo, după ce trece de pragul morții? Va fi într-o fericire veșnică sau va fi, din păcate, într-o osândă veșnică? Câteodată avem necazuri, dar poate prin necazurile astea Dumnezeu vrea să ne pregătească viața de dincolo să fie mai fericită. Uitați-vă în Sfânta Scriptură exemple din care am putea să ne întărim în credința noastră că Dumnezeu are de grijă. Chiar dacă pe termen scurt sau pe termen foarte scurt am vedea că parcă nu-i Dumnezeu acolo. Uitați-vă la Iov, drept, temător de Dumnezeu. Și-a pierdut averile, și-a pierdut copiii, a dat și boală peste el. Dar n-a spus, ăsta nu-i Dumnezeu în care am crezut. A fost o minciună viața mea pe care am trăit-o până acum. N-a spus asta. A spus, Dumnezeu e mai presus decât ceea ce înțeleg eu cu mintea mea rațională. Și dacă Dumnezeu a voit sau a îngăduit așa să fie, binecuvântat să fie numele Lui. În plus au venit și alții și l-au certat, leapă-te de Dumnezeu acesta. Soția lui, care ar fi trebuit să fie sprijin, a spus, blestem odată pe Dumnezeu și mor ca să scape. N-a făcut aceasta. Și el însuși, într-un fel, a avut cu Dumnezeu, o, Doamne, discuție, cum e posibil, cu ce ți-am greșit eu în fața Ta, că mi-ai rânduit o astfel de viață? Tu care ai promis că celor drepți li se cuvine laudă și că pururea vei avea grijă de el, de cel drept.
Și după aceea Dumnezeu l-a răsplătit cu daruri mari și în veșnicie, bineînțeles că l-a răsplătit cu viața veșnică. Și încă un exemplu, și mă apropie de final. Uitați-vă în viața lui Avraam cum a lucrat Dumnezeu. I-a promis Dumnezeu lui Avraam că din trânsul va ridica o seminție mai mare decât nisipul mării. Și era bătrân Avraam și Sara era și ea, soția lui, înaintată în zilele ei. Și le-a dăruit un fiu la bătrânețe, pe Isaac. Și la un moment dat îi spune Dumnezeu, acest Dumnezeu care a promis ceva, că din el va face mulțime mare de popor. A spus, ia-l pe fiul tău și adu-mi-l jertfă. Dumnezeu poruncește ca tatăl să-și omoare copilul. Și Avraam n-a mai pus la îndoială. A luat copilul, s-a dus pe munte, a făcut jertfelnic, cum se făcea, a pus lemnele, l-a pus pe copil și de-abia atunci a venit glas de la Dumnezeu care a zis, am cunoscut, Avraame, că ești credincios mie și că mă asculți pe mine. Și de aceea a rămas Avraam în toată Sfânta Scriptură, mai ales a Noului Testament, cu apelativul acesta de credinciosul Avraam. Noi nu avem credința aceasta. Și să fiți siguri că Dumnezeu nu ne va cere lucruri extraordinare, lucruri de neînchipuit. Dumnezeu ne cere, ne cere. Se bucură, nu că ne cere. Se bucură să avem încredere în trânsul, chiar dacă nu totdeauna știm să deslușim cele care se întâmplă în viața noastră. Uitați-vă, fraților creștini, un exemplu mic prin care să vedem că până la urmă hățurile sunt în mâna lui Dumnezeu. Că până la urmă Dumnezeu are ultimul cuvânt. Cât a durat comunismul la noi în țară? 50 de ani, să zicem. Deși, în paranteză fiind spus, și după 89, multe sechele ale comunismului încă sunt. Dar 50 de ani a ținut comunismul. Nimeni nu se mai aștepta ca să fie o revigorare a credinței. Și totuși Dumnezeu a făcut ca din, după ce biserica a fost prigonită, după ce credința nu-i mai era voie să se vorbească despre dânsa. Uitați-vă și în Rusia cât de prigoniți, cât de puțini episcopi au existat în timpul comunismului, pe toți a decimat stăpânirea ateii. Și a făcut Dumnezeu după asta. Biserici construite, mari și pline încă de oameni. Credința, se poate vorbi liber despre Dumnezeu încă. Putem să ne rugăm în pace și în voie. A făcut Dumnezeu, a dat un răspuns, a dat o întărire a faptului că încă, așa cum v-am spus, zice Domnul, eu totuși am ultimul cuvânt. Da, oamenii se pot împotrivi planului meu. Am o rânduială mică sau pe termen mai lung. Oamenii se pot împotrivi ei, dar eu sunt până la urmă stăpânul acestei lumi. Eu vă sunt până la urmă Tatăl vostru. Și închei cu un cuvânt. Dătător de nădejde. Un cuvânt, o mărturisire a Părintului Mitropolit Bartolomeu Anania, care în prima perioadă a vieții lui a avut parte de grele încercări. A început 3 facultăți, le-a terminat cum le-a terminat, el o capacitate fiind. A fost închis, pe 25 de ani i s-a pus termenul să fie închis. Bătut, flămând, prigonit, fără buletin de identitate și așa mai departe, o viață chinuită. Și știm cum și-a terminat viața, cum a lucrat Dumnezeu în viața lui când a avut nevoie de el. Și rugăciunea lui, mai ales în prima perioadă a vieții, când era greu, a zis așa, era cam în felul acesta, Doamne, dacă Tu mai ai nevoie de mine, dacă Tu crezi că eu mai am un rost în viața asta, dacă Tu crezi că eu mai pot fi folositor cu ceva neamului meu, bisericii mele, semenilor mei, eu știu că Tu mă vei salva.
Eu știu că Tu mă vei scoate din necazurile acestea. Știu că nu mă vei lăsa să mor că n-am ce mânca, că n-am ce bea, sau că mă bat ăștia până când nu mai pot să merg pe picioare, ci mă târăsc în genunchi și în coate. Așa ar trebui să spunem și noi când vedem că poate ni se înfundă multe lucruri. Doamne, Tu ai spus că ești Tatăl nostru. Tu ai făgăduit că vei fi cu noi până la sfârșitul veacurilor. Ți-am greșit, dar nu ne-am lepădat de Tine. Dacă Tu mai crezi că au nevoie copiii mei de mine, dacă Tu mai crezi că eu mai pot să fac ceva pentru neamul acesta, pentru familia aceasta, eu în Tine mă încred și știu că Tu mă vei scoate, dacă nu acum, mai târziu, dacă nu așa cum cred eu, cum crezi Tu, dar știu că așa cum crezi Tu e mai bine decât cum cred eu. Acesta este Dumnezeul nostru. Dumnezeu care nu-și părăsește lumea. Dumnezeu care are grijă de musca cea mică, de floarea aceasta, cu atât mai mult de noi, copiii Săi. Amin.